Mulțumesc, prietene Costel, pentru că n-a trebuit să insist foarte mult, pentru că eu aici, în marea familie a fermierilor, mă simt ca acasă. Mai ales că sunt aici, la noi, în Moldova, mă face cu atât mai mândru. Emoțiile sunt, pentru că sunt la început de an. Vă spun și eu, la mulți ani, binecuvântați tuturor celor de aici și familiilor dumneavoastră, dar și un an agricol 2022-2023, mult mai bun, aș vrea să spun de excepție, dar cum domnul profesor Pața spunea, seceta din păcate se pare că la noi în Moldova s-a împrietenit în ghilimele cu noi și continuă. Sunt fermier și mă bucur că îmi faceți cunoștință astăzi cu fermierii dumneavoastră din Botoșani, parte din ei cunosc, îi salut aici și bineînțeles pentru că vorbeam și suntem între noi fermierii. Da, eu astăzi, în funcția vremelnică pe care o ocup, aceea de președinte a Comisiei de Agricultură din Senatul României, simt lipsa domnului Baciu, da, ca președinte de asociație, o spun, pentru ca fermier și ca om, eu discut cu oameni care au un cuvânt și cunosc realitățile vieților noastre, aceia fermierilor, și da, dacă motoul dumneavoastră spun boieri, prânzești, nu pierd, eu cred și spun, fermieri în vieți nu vor pieri, fiindcă lor pământul sfânt le e tată și frate soarele din cer. Și cu acest motiv cred că ar trebui să ne călăuzim cu toți. Cu privire la, și n-ați vrea să vorbesc foarte mult, dar pentru că mai sunt câteva zile și vor începe o nouă sesiune parlamentară, cred că am fost deschiși la tot ceea ce am primit de la dumneavoastră, ca și sesizări, la lucrurile bune sau la cele care mai puțin bune pe care le-am făcut, să încercăm să corectăm acte normative, atât din punct de vedere legislativ pe proiecte, cât și anumitor programe care vin din partea executivului, pentru că suntem la un eveniment frumos de început de an și la o festivitate, la o sărbătoare, vă doresc mulți ani în continuare, suntem la 5-a ediție, sau la 4-a ediție, la 4-a ediție, sper să ne vedem la majorat. Și da, trebuie să recunosc că dacă s-a vorbit și domnul Baciu spunea Programul Național Strategic, și eu am un loc, am lucrat la Programul Național Strategic, toți demnitarii, între care mă număr și eu, și cred că și colegul deputat Șoptică, domnul președinte în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, am spus întotdeauna, trebuie să dezvoltăm, să aducem valoare adăugată producției primare pe care noi, fermierii, care mai includ aici, suntem, știm să o facem. Din păcate, din nou, procesarea o pot face în amonte, în zootehnie și în aval, în partea din industria alimentară. Din total, pilon 2, zootehnia am avut în 2020 aproximativ 450 de milioane. Din nefericire au rămas doar 234 de milioane, dintr-un buget totuși de 15,87 miliarde euro pe PNS, din care pe pilonul 2 pentru modernizare aproximativ 5 miliarde 800. Sunt foarte puțin bani pentru zootehnie. Ăsta este amarul meu pentru luna decembrie, atunci când a fost Programul Național Strategic. Nu vă mai vorbesc, vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru invitație, vă sunt alături, vă felicit, pentru că sunteți un model bun în Chiucot și nu vă șterg, așa cum mulți de aici spun, pentru că suntem cârpotași, nu vă șterg de praf, pentru că eu cunosc foarte bine realitățile din România, cunosc aproximativ cele 40 și ceva de stațiuni de cercetare, cele mai multe dintre ele sunt, de dat, exemplu negativ, cea pe care dumneavoastră o administrați și parteneriatul public-privat pe care îl aveți, roade și este un exemplu. Stațiunea de cercetare de la Popăuț e un exemplu pentru celălalt din țară. Vă doresc o seară frumoasă, vă doresc un an bun tuturor, gânduri bune și să nu ne pierdem speranța. La mulți ani și încă o dată felicitări pentru frumos de venit.